Fiecare timp istoric trăiește o formă de manifestare a răului. A fost al doilea război mondial, înaintea războiului mondial a fost Hitler. După al doilea război mondial au fost ororile comunismului, iar acum sunt ororile libertinajului de orice fel și ororile pornografiei, ororile lipsei de educație, ororile care sunt, cum să spun, strigătoare la cer, toate aceste forme de imoralitate, de scandal, de răsturnarea tuturor valorilor, de răsturnare a celor 10 porunci, de contrazicere și de rebeliune împotriva frumosului divin, împotriva a tot ce este sacru și sfânt în viața noastră, este o altă formă de rău. Poate că ar trebui să ne gândim la ce a zis Iisus Hristos: nu vă temeți de cei care ucid trupul, ci de cei care ucid sufletul și îl duc în ghienă. Tocmai această formă de manifestare a răului pe cale morală, a educației, pe cale intelectuală, duce la depresie, duce la instigare la sinucidere, instigare la consum de droguri, care afundă ființa umană într-o formă de alienare fără precedent. Este o formă de rău pe care cu toții ar trebui să o conștientizăm și să luptăm împotriva ei. Cum? Întorcându-ne la moralitate, întorcându-ne la comuniunea cu Dumnezeu, întorcându-ne la rugăciune și spunând nu tuturor formelor de depresie, de autodistrugere, tuturor formelor de destrăbălare și tuturor tendințelor care te distrug pe tine însuți, care îți distrug familia, care îți distrug copiii, nepoții, care îți distrug viața. Dacă stai lipit de Dumnezeu și respecti cele 10 porunci, ai o libertate fantastică.